Ce sunt herniile în general, probabil că multă lume știe, este o denivelare a reliefului peretelui abdominal, datorită exteriorizării unui organ intraabdominal printr-un orificiu herniar preformat. Dacă vorbim despre herniile ventrale, ne referim la peretele abdominal anterior. Care, herniile ventrale, care includ hernia umbilicală, herniile supraumbilicale, numite și hernie epigastrice, și un capitol aparte, despre care poate vom vorbi mai mult, herniile incizionale sau eventrațiile. Se tratează doar chirurgical, nu are un alt fel de tratament. Mulți pacienți întreabă cât de urgent este, când trebuie să se opereze. Trebuie spus că hernia în sine nu este o urgență poate deveni urgență atunci când apar complicații, principala complicație a herniilor fiind încarcerarea și strangularea herniei. Desigur că ideal trebuie să tratăm o boală până la apariția complicațiilor și încă un lucru care trebuie spus este acela că aceste complicații pot apărea într-un mod absolut imprevizibil, așa cum sunt pacienți suferinți de diverse hernii abdominale care își poartă suferința ani sau poate zeci de ani fără a apărea complicații, tot așa pot apărea complicații într-un într moment total imprevizibil în urma unui efort uzual, acces de tuse, strănut, efort fizic obișnuit. Termenul de reconstrucție a peretelui abdominal sună pompos. Nu reinventăm roata, dar tehnica chirurgicală, surprinzător, nu numai tehnologia, dar și tehnica chirurgicală evoluează. Dacă vreți, în istoria, neînsemnând în timp îndepărtat, ci în istoria imediată a chirurgiei herniilor abdominale. Uh, sau uh, au apărut, s-au introdus uh, în uz plasele de hernie care acopereau defectul din peretele abdominal. Această acoperire cu un material textil uh, practic nu restabilea funcționalitatea peretelui abdominal, pentru că un petec de plastic până la urmă, o polipropilenă sau un poliester este inertă, nu este contractilă. Ce se face în uh, tehnicile noi este restabilirea integrității morfologice, structurale și, desigur, funcționale a peretelui abdominal, plasa, având doar un rol de schelet, de susținere a cicatricii pe care noi o realizăm. Se pune, firește, întrebarea cum poți o hernie de mari dimensiuni, un defect de mari dimensiuni să-l să închizi, să-l coși, pentru că induci o tensiune semnificativă în țesuturi, tensiunea care va duce la ruptura țesuturilor sau a firelor. Tehnica despre care vorbim, reconstrucția peretelui abdominal în special cea pe cale endoscopică, apărută în urmă cu 3 ani și introdusă în practica europeană, în special în centrul unde uh, lucrez, se referă la uh, o disecție specială, de o separare, numită separarea componentelor peretelui abdominal. Imaginați-vă o uh, carte sub tipar, uh, bine presată, în interiorul căreia, între file, introducem un cuțit de foaie. Așa se întâmplă și în uh, aceste tehnici, comparăm uh, uh, tehnica cu ceea ce v-am spus, uh, făcând o disecție a componentelor peretelui abdominal, lucru care ne permite translatarea planurilor, care în final ne va ajuta să închidem defectul. În apoia defectului închis, în apoia stratului muscular, se montează o armătură, dacă vreți, de polipropilenă sau poliester, plasa care va, va asigura soliditatea cicatricii. Aceasta este reconstrucția de perete. Adică nu acoperim un defect cu un petec, ci închidem defectul și protezăm sutura noastră, cu sătura noastră, cu această armătură textilă. Pacientul, după această nouă tehnică, dincolo de faptul că va avea o funcționalitate cât se poate de apropiat de normal a peretelui abdominal, un lucru extrem de important este că durerea postoperatorie este foarte redusă, ceea ce asigură o recuperare rapidă, o reintegrare în activitățile lui curente foarte, foarte rapidă.